Salut, prieteni! N-am mai verificat de mult E60-ul și am pregătit aici OBD-ul și telefonul ca să ne conectăm la mașină, să-i facem o verificare la erori. Deci OBD-ul trebuie să-l băgăm aici în stânga jos. Avem aici acces la OBD. După ce-l băgăm o să aprindă o lumină verde. Ce avem de făcut noi aici e să punem contactul și după aia să dăm conect pe telefon. Trebuie să aveți Bluetooth activat. Deci o să pun contactul să aprindă luminile din bord. Și acum o să dăm connect. Deci practic să aveți doar luminile aprinse, dar să nu porniți motorul. Acum se conectează la mașină. O să vă pun și video ăsta pe ecran să vadă mai bine. Și o să-i dăm la error memory. Asta vreau să vă arăt cum verific eu din când în când mașina, să vedem dacă are vreo eroare. Chiar dacă nu are simptome, ea poate să aibă o eroare ascunsă și e bine din când în când să o verificăm. Deci am dat să citească erorile și acum avem de așteptat. Ca idee, mașina merge zi de zi, adică e mașina de daily, mă duc și la muncă cu ea și în concediu și oriunde. Deci e mașina care merge zi de zi. La kilometri avem 294.000 de kilometri. Ne apropiem de 300.000. Ulei a mers, acum vreo 2000 de kilometri am făcut revizia, am mers pe ulei Ravenol VMP5W30. Și văd că se ține bine, adică mașina merge în continuare. Pe mine unul m-a ajutat mult OBD-ul, deci îmi verific singur erorile. Dacă stau foarte mult în oraș și știu că n-am ieșit de 2 săptămâni afară deloc, îi dau să-și facă o regenerare. Dacă știu că ies până la Constanța și merg 20 de km la drum întins, îi dau să-și facă forțat o regenerare. Știu că ajută foarte mult filtrul de particule. Și rest, mai mult pentru asta folosesc la Beamer Link acest OBD. La Beamer Code am codat mașina să nu mai se audă centurile și așa mai departe, dar în rest n-am mai intrat în Beamer Code. Doar peste câțiva ani, când o să schimbăm bateria din nou, o să mai folosim Beamer Code ca să codăm bateria. În rest, Beamer Link-ul îl folosim, adică nu e lună în care să nu îl punem pe mașină. 97, 98, 99, 100%. Dacă apare totul cu verde, înseamnă că nu sunt erori. Deci am scăpat de erori. Acum chiar am venit de la un drum mai lung, că de-aia am vrut să și verific mașina. Așa că o să ne uităm la DPF. O să vă apară. Bun, spune că nu are nevoie de regenerare. Scot mas, e ceva acolo. Și a făcut regenerarea acum 9 km. Deci, regenerarea și-a făcut-o singură, fără să-i dau eu nimic. Încă lucrează automat totul la ea. Mai mult pentru asta folosesc Beamer Link, Error Memory, DPF. În rest, la Service Reset n-am ce să resetez. Da. Totul e ok. Asta am vrut să vă arăt, prieteni, cum folosim Beamer Link, cum mai îl folosesc, pentru că am făcut câteva videoclipuri și înainte. Deci OBD-ul de la V-Linker încă funcționează, totul e ok. Pentru asta le folosesc cel mai mult. Asta a fost video. Prieteni, mulțumesc de vizionare și ne vedem la următorul video. V-am lăsat.